Anul 1989 a fost ultimul an în care ziarele au publicat pe data de 26 ianuarie doar materiale ample dedicate lui Nicolae Ceaușescu, ca și cum nimic altceva nu s-ar fi întâmplat în acea zi. 26 ianuarie căpătase în timpul dictaturii ceaușiste proporțiile unei sărbători naționale. Debuta cu marșuri și ședințe de partid în toată țara și se încheia cu un program televizat în care se prezentau pe larg meritele geniului din Carpați și noile ode lansate în cinstea lui. Acum, la mai bine de două decenii, amintirea fostului președinte al României este încă vie pentru mulți suceveni. Fie că este vorba despre cei ce au trăit în acea perioadă sau alții care doar au auzit despre Nicolae Ceaușescu și regimul comunist, acest subiect rămâne deschis pentru suceveni. Dom'le, noi, nu numai anul acesta, începând de 90 și până în prezent, noi sărbătorim sau comemorăm, mai bine zis, ziua de naștere a lui Nicolae Ceaușescu. Nu îl sărbătorim pur și simplu ca un idol, îl idolarizăm. Noi sărbătorim din cauza că prin sărbătorirea zilei lui Nicolae Ceaușescu, noi vrem să jalonăm o perioadă de timp de 35 de ani când țara era condusă de acest personaj. Nu sunt nostalgici cei care au fost prim secretar sau care au fost prin funcție, au avut bani, au devenit imediat oameni de afaceri, au investit, așa. Nostalgici sunt cei care au rămas fără obiectul muncii. S-au distrus fabricile, s-au distrus zootehnia, s-a distrus agricultura, s-a închis mineritul.